În perioada 10-11 octombrie, Shopping City Suceava a invitat suceveniți să descopere poveștile motivaționale ale voluntarilor și proiectele care schimbă zilnic comunitatea în care trăiesc, în cadrul primei ediții a Târgului de Voluntariat, intitulat Voluntarii schimbă comunitatea. Evenimentul a avut drept scop promovarea voluntariatului și evidențierea impactului acestuia în mediul sucevean. Timp de 2 zile, vizitatorii au avut ocazia de a cunoaște organizațiile non-guvernamentale și asociațiile care beneficiază de implicarea activă a voluntarilor, precum și de a afla mai multe despre proiectele derulate de acestea. Totodată, cei care și-au dorit să cunoască pe deplin lumea voluntariatului s-au putut înscrie într-una din organizațiile care activează în oraș. Fie că vorbim despre sănătate, educație, sport, cultură și conservarea tradițiilor sau oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru elevi și studenți, în fiecare domeniu există persoane cu realizări notabile și care au un impact major în societate. Peste 15 organizații din domenii diferite au fost prezente la târg și au împărtășit vizitatorilor bucuria de a fi voluntar. Eu, reprezentând proiectul Not for Sale, încercăm să prevenim traficul de persoane. Aș avea un mesaj, toată lumea să fie preventivă cu orice în jurul lor, pentru că niciodată nu poți ști ce se poate întâmpla și niciodată să nu o spui niciodată. Astăzi încercăm să găsim oameni dispuși să ne ajute în această inițiativă noastră de a păstra ce este frumos în Bucovina, de a învăța meșteșugurile și de a le duce mai departe, pentru că meșteșugarii în general sunt bătrâni și odată cu ei pleacă și meșteșugul, din păcate. Și e păcat. Voluntariatul, zic eu, că este foarte important, deoarece e un timp investit în primul rând în tine, dincolo de faptul că ajuți anumite organizații sau ajuți oameni sau ajuți la păstrarea anumitor lucruri. Cel mai important este faptul că înveți tu să-ți dezvolți anumite abilități, înveți cum să faci anumite lucruri, cunoști oameni noi. Și e foarte frumos. Eu, după 2 ani de voluntariat, am ajuns să fiu parte activă a unei organizații, ceea ce pentru mine e cea mai mare bucurie. Noi suntem acum o umbrelă a mai multor organizații și pe lângă Arias mai avem Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, SCNRES, Origin Vers, dar vrem foarte mult să promovăm proiecte pe care acum le avem în implementare pe programul POSDRU, unde avem multe servicii de oferit către grupurile vulnerabile din comunitatea din Suceava. Anul ăsta am terminat o serie de 5 cursuri pentru aceste grupuri vulnerabile și zic că activitățile au fost implementate cu succes. Și am făcut un stand cu activitățile cu care ne mândrim, care le-am făcut în ultimii 10 ani. După cum puteți vedea, am ajutat diferite persoane care aveau nevoie cu alimente, diferiți elevi care aveau nevoie de la învățătură sau concerte caritabile pentru a strânge bani tot pentru persoanele nevoiașe. Cât de important este voluntariatul? În societatea din ziua de azi este foarte important, deoarece te ajută nu doar pe tine ca și persoană, te ajută să evoluezi, cât și pe cei din jur, adică cei care nu au posibilități de finanțare sau sunt nevoiași și au nevoie de ajutorul altora pentru a se descurca. Pe parcursul celor 2 zile, sucevenii au fost întâmpinați de voluntari cu momente muzicale, demonstrații de dans, jocuri interactive, ateliere de pictură și împletituri și au putut să învețe direct de la aceștia de ce este important să ne investim timpul în activități care pot contribui la dezvoltarea societății și a indivizilor deopotrivă. Activitățile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei profesionale a unui tânăr. Dintre toate tipurile de învățare informală și non-formală, voluntariatul este considerat a fi cea mai complexă modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși cele dobândite și cu cei din jur.